Multă bucurie și tot ce e bun, stimați urmăritori, iată-mă că vin din nou înaintea voastră și vin și mă țin de promisiune și vă prezint ceea ce vă spuneam cu acest proiect pe care l-am început cu prietenul Stanic și cu ceilalți colegi din Clubul Să Martin. De ce nu? Noi suntem o familie în Clubul Să Martin și ne angrenăm în proiecte împreună și o să vedeți la cei care au intrat să participe, o să vedeți că suntem uniți și vrem să facem ceva extraordinar. Vrem să trezim și zona de vest și să arătăm țări întregi, că și în zona de vest sunt iubitori de adevărat maraton, nu de mare fond. Pentru mine și pentru mai mulți pescători din zona de vest și din țară și nu numai din țară, din străinătate, maratonul începe la 900 km. Dar datorită faptului că marketingul este foarte bun și cuvântul maraton ajută mult și marele fond i s-a pus cuvântul maraton ca să poată vinde și până la urmă majoritatea lucrurilor duc către bani. Dar noi am venit și vrem să facem altceva. V-am expus acest proiect în urmă cu vreo 2 luni de zile, dacă nu și mai bine, și vrem să facem altceva. Vrem să îndreptăm privirea și dorința tuturor celor care iubesc cu adevărat maratonul, dorim să îndreptăm spre adevăratul maraton. Și adevăratul maraton este cel de peste 900, cum ziceam, marele jelema. Cel peste 900 km și vrem să arătăm că se poate să faci maraton ca și cei din Moldova, să te bați cu cei din Moldova. Și vă spun, un crescător care s-a bătut cu cei din Moldova, un crescător care a luat cupe naționale și la maraton pasăre și la maraton crescători, la palmaresuri, am fost acolo și m-am bătut cu ei. Deci se poate, chiar dacă avem număr mai mic, chiar dacă avem șanse mai mici, cum am spune unii, dar nu contează lucrul acesta. Dacă avem păsări adevărate și avem în mintea noastră acea mentalitate de a lupta, așa mentalitate de a crea campion, vom spune prezent și cei care au această mentalitate din zona de vest au spus prezent, prezent în acest proiect. Și o să vă dau și numele lor să vedeți cât de important este să ai curajul. Da, în zona de vest este greu, maraton extrem tineret. Sunt foarte puțini porumbei capabili să reușească această performanță. Se pierd foarte mulți porumbei și de-aia mulți vânzători din zona de vest, mulți iubitori de porumbei, mulți crescători de porumbei. Ați văzut că i-am luat pe toți, deci în toate categoriile. Așa, pe toți fug de acest maraton extrem și le place doar cuvântul maraton. Că majoritatea celor care se uită, când aude maraton, îi asociază la fel și maratonul extrem cu maratonul simplu. Nu, fraților, maratonul extrem este adevărat un maraton. Maratonul simplu care jucăm noi la 700 este mare fond. De aceea noi nici în anul 2023 n-am băgat niciun porumbel la maratonul de o zi. Am preferat să-i pierdem pe toți la maraton extrem. Dar măcar să știm că murim luptând la cea mai adevărată categorie. Și suntem singura crescătorie care și în 2014-2015, în momentul în care a fost maratonul extrem, Jveni, de 1040 de km, ne-am dus la dublarea de 800 de km, tot astăzi de familia Lucaș. De-aia și în acest an 2024 vom veni cu tot lotul și vom juca la extrem. Să revenim la acest proiect pe care l-am inițiat împreună cu prietenul meu Stanic și cu colegii din Clubul Să Martin. Azi a venit vremea să vă prezint acei oameni care iubesc cu adevăratul maraton extrem și care vor să joace la această categorie unde se pierd foarte mulți porumbei. Suntem conștienți că vom pierde foarte mulți porumbei. Suntem conștienți că vor fi puțini porumbei care vor face norme. Dar totul trebuie să aibă un început. Și începutul acesta îl avem acești 10 pescători care am început și ne-am nominalizat porumbei. Îmi doream să fie mai mulți. Îmi doream, dar în sinea mea știam că ni frică de maraton adevărat. Știam că ne place să numim maratoniști, dar să jucăm kilometri cât mai puțin. Dacă s-ar putea și la etapa de 500 să o numim maraton, ar fi extraordinară pentru mulți dintre noi. Știam, dar vreau să-i felicit în această zi specială și să vi prezint vouă acești gladiatori, acești oameni care iubesc cu adevărat maratonul. Și când zic maraton, eu înțeleg maraton extrem. Acești oameni care iubesc această categorie, acești oameni care au înțeles că ăsta este adevăratul maraton. Și ceea ce mă face și mă bucură mult, e faptul că am văzut oameni tineri, oameni care au un viitor și oameni care eu cred că într-o bună zi vor conduce columbofilia românească, au venit și s-au implicat în acest proiect și vin să joace aici. Primul pe care îl prezint este Radu Moldovan, din Caraș-Severin. Își cunoaștem cu toți pe acest copil, putem spune copil minune a columbofiliei românești. Eu așa îi spun, copil minune a columbofiliei românești. Este un băiat atât de ambițios, este un băiat atât de inteligent, este un băiat extraordinar. Este un băiat care iubește cu adevărat maratonul.
E un băiat despre care pot vorbi doar la superlativ și în primul rând pot vorbi despre el la superlativ, fiindcă a avut și are un tată și o mamă care și-a făcut timp pentru ea. De micuț, e atât de pasionat de porumbei și un om atât de echilibrat. Felicitări, Radu! Radu vine cu 5 porumbei, chiar de acolo din Caraș. El va avea la toate 3 etapele de extrem, el va avea peste 1100 de km. Dar el crede în porumbeii lui și iubește cu adevărat extremul. Felicitări, Radu! Un alt crescător tânăr care mi s-a alăturat acestui proiect este Tudoman Alexandru din Arad, care vine cu 5 bucăți. Ne bucurăm, Alexandru, că te alături acestui proiect și credem că Aradul are nevoie de columbofil ca tine, care să iubească cu adevărat maratonul și să aibă curaj să înceapă să scrie istorie. Tu ești unul dintre cei care scriu istorie în acest proiect. Ești, putem spune, omul din Arad care ține steagul sus pentru județul Arad și dorim mult succes la Freșție și la Arad. Revenind în partea asta altă a țării, în satul mare din nou avem 2 tineri care vin și să alătură acestui proiect. Penge, Maraton Evoluțion, care vin cu 7 porumbei, îi felicităm pentru acest lucru. Sunt niște tineri pe care i-am văzut și care au venit și la Maraton Pui. Oameni care știu ce vor, oameni care luptă pentru visul lor. Alt crescător, tot tânăr din satul mare, este Turbo Raicing Mijniac, care vine cu 5 bucăți. Le dorim mult succes! Le dorim mult succes în acest proiect și să vină și să se poată bucura cu adevărat de maraton. Și acum vin cei din Clubul Sân Martin. Vin cei din Clubul Sân Martin, oameni care iubesc cu adevărat maratonul. Și vedeți lucrul acesta și o să vă prezint în următorul filmuleț, o să vă prezint sediul nostru și să vedeți o mică imagine dacă dai ele aici, avem frigider la club, avem aparat de cafea, avem sucuri, avem tot ce doriți, avem salamuri, salam special primit de la colegii din Marghita. Deci dacă vii foame și ajungeți într-o zi de îmbarcare în Biol, la noi vă omenim cu toate. Deci până de porumbei găsiți și salam, găsiți și suc la rece, găsiți tot și cafea bună. Ei, și acum să vă spun despre crescătorii din Clubul Sân Martin, care iubesc cu adevărat extremul. Și încep primul să nominalizez și să vă reamintesc că intră în acest program familia Kerej. Este acel crescător care putem spune că a jucat la superlativ în ultimii ani la categoria maraton extrem tineret. Și pe acest tablou reprezentativ al clubului Sân Martin, unde sunt cei mai buni porumbei, care în anul 2023 au fost top național sau în top 3 județean sau zonal, campion zonal, campion și campion zonal aici și porumbei pe podium național. Noi asta facem și mediatizăm. Aici avem cei mai buni. Și aici avem pe Kerej, porumbelul lui, cu 66 femela care a demonstrat că poate să facă. A demonstrat că poate să facă azi maraton extrem tineret. A demonstrat că poate să facă și în zona de vest se poate. Un alt porumbel al lui Kerej, care a fost locul 2 județean maraton extrem tineret și locul 3 provincial maraton extrem tineret. Acești doi porumbeli, dacă erau nominalizați, luau bani. Un alt porumbel extraordinar tânăr care ne-a dat că poate să joace 3 maratoane extreme este Tavi Popescu, a prietenului și fratele nostru Stanic, și fiul, un porumbel cu 3 etape de extrem și este locul 4 provincial azi maraton extrem tineret. Un porumbel extraordinar. Deci se poate, se poate, se poate, se poate. Și mai avem și alți crescători, dar acum vă spun despre Kerej care joacă și revine în acest proiect cu 10 porumbei. Un alt crescător foarte bun și eu zic că e cel mai bun crescător de maraton în anul 2023 pe zona de vest, Brindea Florin. Și poate o să încercați să mă contraziceți unii, dar în prisma rezultatelor, și vă repet, maratonul pentru mine înseamnă peste 900. O să vedeți pe Brindea că a avut mai multe titluri de campion zonal în 2023, 2022 și aici pe această listă o să vedeți porumbeii lui, o să vedeți o femeie extraordinară pe 911, care este și locul 10 național la AS Maraton Maturi în 2023. Este ceva extraordinar. Se bat cu moldovenii de la cot la cot. Felicitări Brindea și alți porumbei de ale Brindea care îi vedem aici și sunt aici. Brindea vine cu 10 porumbei. Stanic, despre care vă spuneam, proprietarul lui Tavi Popescu, vine și își nominalizează 5 tineri pentru acest proiect. De asemenea, 2 frați tineri, vă spuneam că iubesc și mă bucur când văd că tinerii vin și cei în vârstă când se implică și familia Kerej care are 60 și aproape 70 de ani vin la acest proiect și luptă și crede în visul lui. Dar mă bucur când văd alți tineri și frații Ilea, care sunt 2 tineri care au investit enorm în porumbei, 2 tineri care au rezultate, 2 tineri care
iau cupe, doi tineri care au fost campioni în zone de vest, multipli campioni județeni, doi tineri extraordinari, doi frați fenomenali, oameni care au investit enorm și în acest an în porumbei de super calitate. Frații Ilia vin și se alătură acestui proiect cu 15 porumbei. Un alt crescător foarte puternic și un tandem foarte puternic, un tandem care a luat cupă națională, un tandem care are cel mai puternic porumbel de maraton care a existat vreodată în zona de vest, în opinia mea, Faraonul și proprietarul lui, cei de la Leon Marathon, vin și ei și joacă și se implică în acest proiect cu 10 porumbei tineri la Maraton Extrem. Asta înseamnă să știi ce vrei, asta înseamnă să iubești, să iubești cu adevărat Maraton Extrem. Și nu în ultimul rând, noi, familia Lucaci, nu puteam sta deoparte. Noi, familia Lucaci, venim cu un lot de 20 de tineri nominalizați la acest vis al nostru Maraton Extrem Zona de Vest. Acest proiect grandios, zic eu, un proiect foarte greu, foarte dificil și de azi sunt doar 10 crescători și avem 92 de păsări. Eu cred că ăsta este începutul unei povești frumoase. Și pe an ce va trece, vom găsi tot mai mulți iubitori cu adevărat de maraton, adevărat, Maraton Extrem, plus 900 km în zona de vest. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi. Vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Poate unii dintre voi v-ați uitat pe clasamentul nostru de ieri, n-am jucat atât de bine într-o altă ordine de idei, n-am jucat atât de bine la etapa de viteză. Femeile noastre, după cum bine știți cei care ne urmăriți, femeile noastre trebuiau să se ouă și să avem 3 zile pe prima etapă de viteză. Noi v-am spus proiectul nostru, planul nostru cu date, nu l-am schimbat după cum suflă vântul sau se încălzește sau se răcește afară. Dar datorită condițiilor meteorologice, colegii noștri au decis să venim mai rapid cu etapa și noi am avut etapa aia. Și am îmbarcat miercuri și toate femeile noastre au fost cu nou acasă și cu nou în ele și ieri după ce au venit de la etapă s-au luat. Am avut o etapă mai slăbuță. Nu e nicio problemă, ne-au bătut și porumbeii noștri de maraton din crescătorie, nu e nicio problemă pe cei de viteză, dar ce ne bucurăm și vrem să felicităm în acest filmuleț, să-l mai felicităm pe colegul nostru Liviu de la Asociația Nord-Vest. Liviu, te felicit, îl cunoașteți, ați văzut filmulețe cu el, ați văzut că a fost și locul 1 la etapă de fond anul trecut, ați văzut că a jucat foarte bine, a fost și top național. Liviu, te felicit pentru etapa de ieri. Te felicit pentru etapa de ieri și mă bucur că am reușit să îi vând ouă lui Liviu. Și au ajuns ouăle de la noi din crescătorie în această crescătorie la Liviu, la Asociația Nord-Vest. Și ieri Liviu cu acei produși din ouăle de la noi a reușit să fie locul 1 pe lansare la categoria crescători și să aibă 4 păsări, dacă nu greșesc, de la noi din crescătorie, din acele ouă de la noi, în primii 20 din peste 6.000 de porumbei ce au fost lansați ieri. Ne bucurăm să auzim lucrul acesta și mai mare bucurie mi-a fost când Liviu mi-a comunicat și mi-a spus că una dintre cele 4 porumbei, una dintre cei 4 porumbei lui care au fost în echipă și au reușit performanța să fie în primii 20 pe lansare, este chiar fiică din această femeie celebră, la Gherta, care este dublă campioană județeană, are 5 poziții în top național, loc 6 național, 6 național, 12, 18, 22 național. E atât de frumos să vezi că acești porumbei nu doar că au zburat ei. Bunicul ei a fost Olympic Stanic, străbunicul ei a fost celebrul 375 al domnului Cosmin Oldeanu. Și acum să vezi că deja produc și ei fac performanțe ceva extraordinare. Liviu, felicitări! Vă mulțumim pentru tot, vă dorim sărbători binecuvântate și nu uitați că aceasta este una dintre cele mai importante sărbători. Este sărbătoarea în care Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat cerul, a lăsat slava, a lăsat gloria cerească, a venit pe acest pământ și mai mult de atât, s-a dus la Golgota și a murit pentru mine și pentru tine. Ca prin moartea lui, prin sângele care a curs pe Golgota, ne spune Isaia și vede Isaia, să fim mântuiți. În niciun alt lume, ne spune Sfânta Scriptură, că nu există mântuire, nu există salvare, decât prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și nu uitați, Hristos a înviat și Hristos e viu. Multă bucurie și vă mulțumesc că sunteți alături de noi în acest proiect, Maraton Extrem, Zona de Vest, și o să vă ținem la curent și sper că porumbeii care au fost nominalizați aici, cât mai mulți dintre ei să termine sfârșitul de an și să-i putem prezenta și să-i medializăm și de ce nu să-i vedem aici pe acești pereți, pe cei mai buni 5 ai Zonei de Vest. Multe binecuvântări și sărbători binecuvântate cu Iisus Hristos care a murit și a înviat ca eu și tu să avem viață.